Am ieșit la iarbă verde și ca orice gospodar care se respecte, bineînțeles că n-am luat grătarul cu mine, ci am comandat la pachet pe la Spartan. Hai să vedem ce avem aici. Gyros la farfurie de purceluș, vițeluș și berbecuț. Ce mai avem aici? Noul sos tzatziki de la Spartan. Ce avem nou la sosul tzatziki? În primul rând, este mai gros, mai dens și mai cremos. Îl servim cu noul cartof de la Spartan, de la Lamb Weston. Tzatziki grecesc. Se simt castraveții, proaspeți. Așa trebuie să arate sosul tzatziki la Spartan, da? Rețineți. Avem cărniță frăgezită în iaurt, de purceluș, berbecuț și vițeluș. Carne pe care o să o servim cu sosul dulce acrișor, cu zeamă de castraveți murați în saramură la Milișăuți. Dragilor, toate sosurile sunt făcute în casă la Spartan. Ca să meargă mai bine, trebuie să luați cu aceiași castraveți murați în saramură, da? Nu în oțet, ci în saramură, cu o roșie proaspătă. Cu ceapă, cu salată verde și cu varză. Și ca să meargă ca uns, fraților, la Spartan avem un sos de usturoi cu zeamă de lămâie stoarsă, storci așa lămâia, cu lapte bătut, bătut bine, bine, cu iaurt, dar mai ales cu usturoi proaspăt, nu cu aromă de usturoi, nu cu parfum de usturoi, usturoi proaspăt, fraților. Bineînțeles că vom lua cartofiori. Oh my God! Dragilor,
Cam asta a fost piricul la Suceava, aici pe apa Sucevei. La final vă invit la Spartan și veniți în număr cât mai mare să vizitați și Suceava. Spartan, gustul legendar, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe la noi.